Ai zis că nu mergi la Revelion în centru, de ce? Mai tem. Te temi? Da. Să nu arunci cu Să nu se artificii? mai artificial focul, nu? Mai tem să merge. Dar e vrea să vezi la Brad, cum e, la concert, Da, la dar asta. eu vreau, dar eu mai tem. Dar eu am spus la Vasile că eu nu mă duc. Dar la hram, la alte evenimente te duci, nu? În centru. Și E, atunci da, te... da, da, ziua care fără probleme, da, fără probleme. Dar știi, conform legislației, e interzis să... Să aruncă focul de artificial foc. Pur și Dar simplu, poliția nu prea lucrează să-i sancționeze. Care poliția care îi pazesc pe noi? Tot așa, dușmanul țara noastră, Moldova, colaboratorii de politici, Nu sprijină toți așa, oameni. nu toți. Nu tot, dar sprijină pe probleme, să arunc cu focul la cineva, la Moldova, la S-a întâmplat Basarabia. vreodată în stradă să arunci, te Da, stresează? ca ei au colaboratorii de N-ai depus politici. Vreo plângere să ceri să fie Care pedepsit? plânge? Care plânge dacă colaboratorii de politici lucrează mafia? Colaboratorii de politici sunt mafia, ei sunt mafia. Și da, adevărat, este adevărat, adevărat și dușmanul țara noastră și sponsor coruptie și mafie și Dar cum ai aflat ușii de chestia oameni asta? Mugasarabiani. Cum ai aflat chestiile astea? De unde? Ți-o povestit cineva? Și eu am trăit în apartament 12 ani. Am avut probleme cu ei. M-am închis 5 zile la acrobator de poliție pentru că am creat o cameră. Da? Și alta care am creat tot așa, de și la ai ei, depus, de la acrobator de poliție. Ai depus pentru că am plângere? creat. Ai depus plângere la Nu, procuratură? Nu, pentru că ei controlează, ei au oameni de acolo, de la procuratură, și de la judecătorie. Ei controlează oameni, da, care lucrează cu ei. Că ei sunt ocupante mafia. Ocupante mafia sunt acolo la procuratură și la judecătorie. Uitați care... După legislație, dacă un polițist îți încalcă drepturile, trebuie să te plângi la procuratură. Dacă n-ai depus plângere... Dar ei nu respectă asta. Legea nu respectă. Uitați, polițist care a luat mafrile mele la piata, am pus plângere la procuratură municipală. Până acum n-am primit nimic. La judecătorie. Până acum. Și la ei alte... lucrează cu ei, a fost acolo niciodată. Poți să a venit la mine niciodată. 7.000 de lei, eu nu plătesc pentru marfă, nu plătesc nimic. Și eu tot nu merge acolo, da... Dar la alte ministere, la departamente, te-ai mai plâns, ai scris plângeri și tot nu primești răspuns. Nu, numai la procuratură am pus plângeri. Și e foarte greu, și lucrează cu ocupanți mafia, cu colaboratorii de politici. Da, în piață, ce probleme apar? Ce... Tot așa probleme. Ocupanții mafia sunt peste tot. Și activează peste tot. Da, peste tot sunt. Ceea ce noi dorim, anul nou, va fi libertate și unire și retragerea armata Rusia din Transnistria. Deci asta dorești tu pentru, da, pentru 2003. Anul nou, anul care vine. Da. Vrem pace și libertate. Și pentru cetățeni